Bună seara, numele meu este Lucian. Titlul prezentării, mă rog, e destul de lung, pompos. De fapt, o să vorbim despre tipul investor, da? O luăm de la zero până la... Încercăm să abuzăm cât mai mult de sistemul de tipul investor, da? Să vedem ce poate să facă. Am rugăminte, dacă nu înțelegeți ceva, dacă vorbesc prea ce se întâmplă, să mă opriți, dacă vă plictisiți la fel. S-ar putea pentru unul din voi, nu știu, să pare prea banal în anumite lucruri. Întâi, câte ceva despre mine. Ok. Ar trebui să mergă cu... Așa, ok. De un an de zile fac cercetare la Facultatea de Informatică și Calculatoare. Care e domeniul meu de cercetare? Securitatea sistemelor de operare. Practic încerc să mă bag mai mult pe a combina securitatea și verificarea formală. Cumva asta atinge și domeniul type systems, limbaje de programare, compilatoare, oarecum, doar că momentan nu sunt focusuri a ceea ce fac eu. De asemenea, sunt dezvoltator la o companie care se cheamă Virtual Metrics. Nu știu dacă s-a auzit de ea. Ok, ei au sediu în state, în San Diego, au filiale și în România, se ocupă cu optimizarea consumului de energie în dispozitive mobile. Doar că fac asta în software la nivelul sistemului de operare. Și ne-au chemat noi cei de la Politehnică, ne-au dat un proiect care se cheamă VMXL 4. E un fel de hypervisor care ar trebui să ne ajute să facem virtualizare în telefoanele mobile. E destul de interesant. Încercăm să facem ceva care ar putea fi dezvoltat cândva un produs. De asemenea, tot de un an de zile, sunt asistent la Facultatea de Informatică și Calculatoare, la materie care se cheamă Paradigme de Programare. Practic, 3 sferturi din curs sunt programare funcțională. Ok, deci... Se leagă multe paradigme. Ultimul sfert, acum e programare logică. Deci se făcea și TRIPS, doar că de anul ăsta, din vari motive, am decis să nu mai facem asta. De asemenea, cam tot ce înseamnă sisteme de operare, adică securitatea sistemelor de operare, zice Advanced Operating Systems, mă rog, cam tot ce se leagă oarecum de cercetare în domeniul sistemelor de operare. Ok, am zis să intru puțin în ceea ce se leagă de ce fac eu. Există un microkernel numit SL4, vine de la Secure L4. Câți dintre voi sunteți familiar cu noțiunea de microkernel? Sau de kernel? Ok, nucleul sistemului de operare, asta e ok. Microkernel e un nucleu foarte mic. Există o dezbatere veche de pe vremea începutului Linux-ului că microkernelul o să devină cele mai tare. S-a dovedit că nu o să fie așa. Linux-ul acum e cam cel mai utilizat nucleu de sistem de operare, dar totuși domeniul ăsta microkernel a rămas cumva activ în sfera de cercetare academică. Și niște tipi din Australia au vrut să facă un micronucleu de ăsta care să fie verificat formal, funcțional, dar inclusiv specificația să fie validată și implementarea. Și au scris un prototip în Haskell și recent l-au făcut GPL. Okay, asta se întâmplă de câțiva ani de zile, a durat destul de mult timp dezvoltarea lui și o întrebare ar fi dacă e folosit la ceva. Și răspunsul e... Ok, nu e. Deci, da, nu-i folosit în lumea reală. Pentru că inițial ei scoseseră ca un proiect closed source și... și-au dat seama că
au reușit să găsească aplicații pentru el, așa că acum a rămas pe GitHub un proiect de natură pur academică. Ok? Bun, o să vă arăt puțin cod de Securel 4 mai încolo. Aș vrea să știu câți dintre voi sunteți familiarizați cu Haskell, cât de mult... Ok. Ideea e că prezentarea asta o să orienteze pe o serie de exemple și vreau să știu dacă, nu știu, unele din ele s-ar putea să pară banale, alte nu, altele nu, și în funcție de asta o să iau mai repede sau mai încet. Ideea e că Haskell e... cam astea sunt caracteristicile lui principale, e pur, adică nu permite implicit efecte laterale, e leneș, nu intru în detalii. Ce ne interesează pe noi în prezentarea asta, că e strongly typed, statically typed, ce înseamnă asta? Aveți idei? E verificat tipul la compilare și nu poți să faci conversii implicit. Ok. Deci cam asta e ideea. E puternic și static, adică în urma compilării avem toate informațiile legate de tipurile valorilor noastre. Okay? Și de asemenea, referitor la sistemul de tipuri al Haskell-ului, folosește tipuri de date algebrice, o să vedem ce înseamnă asta, polimorfism parametric, polimorfism ad hoc, la fel, o să intrăm în câteva exemple foarte scurte legate de fiecare în parte. Ok, ce înseamnă un tip de dată algebric? Nu știu, la fel, vă e, aveți idee? Ok, scrie pe slide. Practic, un tip de dată algebric înseamnă ori un tip primitiv, ori o compunere de tipuri. Da? Compunere poate să fie sumă sau produs. Intuiția aici este, când vă gândiți la sumă sau produs, e în sensul algebric al cuvântului, da? Intră puțin în partea de teoria categoriilor. Ok. Haideți să luăm pe fiecare din ele, să vedem exact ce înseamnă. Ok? De exemplu, tipuri de date primitive, avem okay, valoarea 3, valoarea asta mare, 3,14, the cake is a lie și true. Care e diferența între int și integer? La fel, big int. Da, este un big int integer, da? Are lungime arbitrară, nu știu dacă ați auzit de biblioteca GMP. Nu Multiple Precision Library. Mă rog, e o bibliotecă destul de cunoscută de numere mari și Haskell-ul, cel puțin Linux, nu știu, chiar nu știu pe macOS, nu știu ce bibliotecă are în spate, dar pe Linux are GMP. Da? Ok. Ok, și putem să, de exemplu, să verificăm foarte ușor că Haskell este strongly typed, statically typed, imediat. Ok. Avem așa, să zicem, GHC, se vede, fac mai mare textul. Da. Să fac un pic mai mult. Ok. Deci ăla e GMP. Și pot să zic așa. 3, 2 puncte, 2 puncte, integer. Și de asemenea pot să le verific dacă sunt egale. Ok. Dar dacă încerc să fac ceva de genul ăsta, intuitiv ar trebui să nu are. Ok? Evident, în C pot să fac asta, fără nicio problemă. Dar în C pot să fac orice.
Ok. De asemenea, the cake is a lie, ai un minciun acolo, da? Asta nu e un tip de date primitiv, ci de fapt e o listă. Ok? Și putem să verificăm la fel asta foarte ușor. De exemplu, dacă zic ABC, ăsta e un string, da? Ok? Pot să zic de asemenea și A care e un caracter, B care e alt caracter, C care e alt caracter și ăsta o să fie tot în string. Da? Deci aici am mințit când am zis că e tip de date primitive. Da, e ok. Ok, am zis că avem, că putem, cum putem să construim tipuri de date în Haskell, tipuri primitive, sume și produse. Cum facem un tip de date sumă? Am zis să plec de la un exemplu așa de jucărie și să zic că, de exemplu, vrem să avem fructe, da? Și vrem să avem exact patru tipuri de fructe, mere, pere, portocale și roșii, roșii în fruct. Ok. Nu, asta e adevărat. Ok. Și am zis să începem să facem asta în C. Ok? Eu fac asta în C pentru că fac destul de mult low-level programming, nu sunt obișnuit cu Java, recunosc. Și mi-a fost foarte la îndemână să fac exemplul ăsta în C. Am făcut un mic programel. Să ies din GHCI. Ok. Care i-a zis element în C. Da? Și ăsta e un program care definește un menu și dă valoarea tomatoes. Da? Și dacă mergem și șterg fișierul generat anterior și dăm și dăm chiar așa. Asta vreau să am verificări cât mai multe de warning-uri. Ok, s-a compilat. Dacă rulez, merge fără nicio problemă. Ok? Și acum întrebarea e ce se întâmplă dacă vreau eu să îi dau valoarea 5 sau haideți să-i dau altă valoare, să-i dau 10. Din punctul de vedere al logicii programului, asta e valoare invalidă, da? Intuitiv, fiind vorba de C, compilatorul ne așteptăm să o ia, da? Și într-adevăr. Ok. Deci asta e problema cu C. Eu nu prea știu C. În C, elementul ăsta, practic, ce ajută dacă nu te avertizezi la C? Te ajută doar la reprezentarea în cadrul binarului sau fi? Nici măcar. O să ajungă integer. El ca idee e bun, dar în practică, de exemplu, la ce folosi C-ul acum, poți la fel de bine să folosești BSD file. Și cam aceeași chestie. Da, da. În C++ nu stau chiar așa lucrurile, adică e mai bine verificat. Nu știu, a avut o logică la vremea lui, dar acum nu-mi dau seama. Da, enumul ăsta are avantajul în C că poți începe părul egal cu 10 și înscrii doar părul egal cu 10 și apoi alte vin 11, 12, 13. Asta e singura chestia da, de la asta. Da. Să nu mai să nu faci define la dat. Să faci define doar la 1 care se schimbă ordinea. Da, într-adevăr. Asta e un avantaj. O să am enumerare dacă de la începem cu o anumită cifră. Asta are un fel de tip asociat, adică fruit, poți să-i faci da. Fruit în el sau? Fruit, e fruit underscore. Da, în fără ce tip de dată poți să faci? Fruitul e la el tipul e fruit underscore e, da? Dar în practică fruit underscore e de fapt un trei. Care teoretic ar trebui să aibă doar valorile astea. Nu pot să bai, cred că o să-i fac cast la între. Dar pentru că e nu? Da. Și într-o să mai bagi un char. Nu? Da. Care tot... Da, deci nu foarte type-safe. Nu e deloc type-safe. C e cealaltă extremă, dar e foarte aproape de asamblare, e foarte low level. Ok.
Cum facem asta în Haskell? Haideți să fac asta direct, să scriu cod, că mi-e mai ușor să explic. O să fac un fișier care se cheamă, să zicem, playground. Așez. Ok. Și aici o să zic data float egal cu ce aveam, apples. Oranges, da, pears și tomatoes. Cum e? Întreba dacă e cons. De listă, bănesc, nu? Imediat o să explic sintaxa. Și o să pun și chestia asta, ciudată, o să explic mai târziu ce înseamnă. Ok. Bara asta verticală înseamnă sau. Da. Adică, i-am zis așa, vreau să creez tipul de date fruit, da? Ăsta e numele tipului de date, care poate să aibă valorile apples sau oranges sau pears sau tomatoes. Avantajul meu aici e că doar astea sunt valorile posibile, da? Eu nu pot să-i dau, nu mai am nicio altă valoare validă în afară de apples, oranges, pears și tomatoes. Și putem să verificăm asta direct. O să încarc fișierul. Ok. Și pot să fac așa. Să zic două puncte T. Apples. Da? Ok, și asta o să-mi zică că apples e de tipul fruit, da? În Haskell speak se spune că apples e un constructor și nu numai în Haskell, și în alte limbaje. Ok? Deci, practic eu am definit un tip de date cu patru constructori și atât. De exemplu, tipul de date bool are două valori, false și true, da? Și are exact două valori, nu mai mult, nu mai puțin. Asta e destul de strict în sensul ăsta. Ok? De asemenea, nu pot să zic ceva de genul asta. Ok? Și nu pot să zic nimic altceva. Și nu are 0 și 1, de exemplu, nu sunt, are și valori false, true, etc. Dacă 0 și 1 de nu. True este bool, uite, de exemplu, dacă zic 0, 2 puncte, 2 puncte, bool, la fel, nu sunt mai. Ok? Dacă zic false, false nu înseamnă 0, false înseamnă false. Adică e un, până la un fel de simbol definit la compile time. Ok. După cum ziceam, bara asta înseamnă sumă. Ok? Sumă sau. Intuitiv sau ăsta are un echivalent în logică, da? Adică în logica programului a folosi tipuri de astea de date cu sau e ca și cum a spune eu am valoarea asta, asta, sau asta, sau asta, sau asta, da? Și sau ăsta e destul de, nu vreau să-i zic sau exclusiv, dar valorile sunt independente de ele, da? Ca și cum aș spune că fructul poate să fie ori, să fie inclus ori din setul de apă, sau din setul de pizza, sau din da. Setul de orange, sau din setul de... Îi zice sumă disjunctă. E disjunctă în sensul că, ok, există și sumă care nu e disjunctă și aia e reuniunea de mulțimi. Ok?
Și când suma clasică pe mulțimi este reuniunea, dar suma disjunctă pune, ia mulțimile și se duce fie în stânga, fie în dreapta, fie în, ok, fie în cazul ăsta în apple sau în piere sau în orange sau în tomatoes, ok? Ok, cum facem produsuri între tipuri? Am zis să continuăm exemplul de mai devreme și să ne gândim că, ok, vrem să avem un coș cu fructe, da? Și coșul ăla, evident, conține un număr fix de fructe întreg, ok? Adică putem să avem 5 fructe sau 10 fructe sau așa mai departe. Și Haskell ne dă deja built-in un mecanism de a construi asta. Există o funcție în Haskell care e în virgulă între paranteze pentru că e un operator. Și funcția asta are următoarea semnătură. Haideți să punem și aici, două puncte pe virgulă. Da? Ce înseamnă A, B trece un A, virgulă B? Asta înseamnă că primește două valori, o valoare de tipul A și o valoare de tipul B și creează o pereche de tipurile A și B. Spre deosebire de cazul de mai devreme, tipurile sunt scrise cu literă mică, da? Încep cu literă mică. Și asta are semnificație sintactică în Haskell. Înseamnă că asta este o variabilă de tip, da? Adică nu e un tip concret, ci e un tip care despre deocamdată compilatorul nu știe ce valoare are, nu știe încă ce tip este și pe care la un moment dat o să încerce să-l găsească, da? Adică eu dacă zic, de exemplu, 1 și 2, da? Să zicem că o să îl pun să aibă tipul ăsta, da? Ok, asta o să fie el, ce o să facă? Să scriu și în forma prefixată. 1 și 2, da? El o să ia valorile 1 și 2 și o să verifice tipurile lor. Și vede că unul are tipul int, așa că leagă variabila asta A, o leagă la int, variabila B după aceea o leagă la float și rezultatul o să fie o pereche de int și float, da? Și putem să vedem asta, mă rog, e cam... Facem un fel de inferență și îți dă seama în funcție de... Da, el aici nici n-am mai făcut inferență că i-am zis eu automat, dar ideea e că... Nu, dacă ai spus int și float, ai spus tu. În mod explicit și după aia putem inferență să dat în prima, virgulă și A, B și nu se duce la B. Da, ideea e că eu puteam să scriu și 1 și 2 simplu, așa, și să-l las pe el să verifice tipul. Da? Și asta o să arate un pic mai ciudat. Tu reprezintă taia, să spun, două puncte. Da, ideea e că astea sunt tot două variabile de tip, doar că sunt un pic mai concrete. Adică el a găsit un tip tot suficient de general încât să se lege cu ce am scris eu, dar suficient de particular încât să respecte constrângerile pe care le-am dat, adică să fie numere. Și a zis așa, T este un număr, o să vedem mai încolo ce înseamnă asta, T1 este un număr și din constrângerea asta rezultă că tipul este T, pereche de T și T1. Ok. Și vă spun că dacă dai T1 și D cu 0, tipurile erau num și float. Pe aproape. Era ceva de genul ăsta. De ce? Adică acum o bine e fracția nar și... Nu contează ordinea termenilor de acolo. Că asta nu e o pereche. Mă rog, perechea asta... Îmi spune care sunt constrângerile într-o ordine oarecare. Contează ce e în dreapta.
Nu știu de ce n-am făcut asta, dar probabil are un motiv destul de bun. Pentru că fâie mai multe. Mai ales sens. Nu, s-ar putea chiar de asta să-i făcut treaba asta. Wow. Adică s-ar putea fractional să fie, pentru că fractional este copil al lui. Da. Și dacă aș încerca să zic între 1 și 2 și să-l forțez eu ca fiind int și string, îmi interzice sau îmi forțează 2 pe string? Deci, să fie int și string. Da. Și string. Nu o să funcționez. Nu. Ok. Faceaza... Ok, dar pot să scriu așa. Pot să scriu 2 așa, între... Da, așa, da, da. Și tot nu o să meargă că ăla-i caracter. Mă rog. 2,0 string. Sau 2. Adică un string e un shape de caractere, dar un caracter singur nu e un shape? Un caracter singur este așa. Un element al unui... Poate fi un element, dar... E primitiv și ceală, nu? Da. Ceală de... Și nu este ceară, în cazul ăsta nu e întreg, este ceară. Da. Și dacă vreau să-l folosesc ca un întreg, adică să adaug sau să scad, trebuie întâi să-l convertesc la un întreg și după aia să fac operație, să-l convertesc înapoi la ceară. Are charcode sau ceva? Ok. Are charcode sau ceva? Are, da, are o funcție care se cheamă ordo, mi se pare, care ia codul ASCII. Este doar 1 dintre astea două, spre 1 virgulă și să nu mai avea nimic în partea dreaptă? Nu cred. Există o extensie care mă lasă să fac asta, dar în principiu nu. Pot în schimb să scriu așa, virgulă și 1. Și asta e o funcție pe care am aplicat-o doar pe prima argumentă. Da. Și... Îmi zice că ai un număr și, mă rog, e o funcție care mai primește un parametru și construiește un tuplu. Bun, dar haideți să vedem cum facem noi. Cum putem să facem propriile perechi sau, mă rog, tipuri de date cu oricâte fielduri. Există și 3 tupluri și 4 tupluri, adică există tupluri cu mai multe elemente și în Haskell, dar sunt foarte rar folosite. Din motive practice. De obicei, dacă vrem să avem un tip de date care să reprezinte ceva anume, concret, cum ar fi un bucket, preferăm să ne facem noi propriul tip de date. Și aici am făcut eu ceva. Am făcut un tip de date bucket care are un constructor care se cheamă makeBucket. Și primește un fruct și o cantitate discretă, un întreg, da? Și... Ok. Aici o spun din nou chestia aia ciudată, deriving. Show Q. Ok. Și să-l vedem în acțiune. Chestia asta trebuie să compileze. Ok. Și pot să zic make bucket. Haideți întâi să vedem care e tipul lui make bucket. Îi seamănă oarecum cu celălalt perechi, doar că e mult mai concret. Adică constructorul ăsta e o funcție care ia un element de tip float, un element de tipul int și întoarce un bucket, da? Adică exact în ordinea asta, un float, un int și întoarce un bucket. Pot să zic make bucket apples change. De asemenea, pot să-l folosesc ca pe orice altă funcție. Da, pot să zic doar make bucket de apples. Asta pentru că n-am menționat la început, funcțiile în Haskell sunt implicit, pot primi argumente parțiale. Se cheamă în formă curl. Sau în engleză, orice funcție primește un singur argument. Da. Deși dacă definim o funcție pe o pereche... Da, dacă e pereche, dar... Da, un argument pereche. Ok. Ce putem să facem? Putem să generalizăm tipul float. Pentru că
Ok, putem să avem un coș cu fructe, putem să avem un coș cu altceva, cu bomboane. Ok? Și asta ar veni ceva de genul, adaug un parametru aici. Ok? Și pe fruct îl fac half. Și în momentul ăsta, tipul, primul field al tipului meu a devenit cât de general e posibil. Asta e ceea ce se cheamă un polimorfism parametric, da? Adică e ca și cum aș spune eu, orice tip A, tipul meu de date acceptă o valoare de tipul A și un întreg și întoarce un bucket. Ok, ceva de genul ăsta. Generic, da, se seamănă foarte mult cu Java Generics și povestea interesantă este că Philip Wadler, adică unul din cei care au lucrat la Haskell, e designerul Generics, da. Și dacă declar cu litere mare? A mare, adică? Da. Nu o să meargă, pentru că A este o variabilă. Nu pot defini tipuri decât cu litere mare. Tipuri concrete, da. Variabile de tip, adică tipuri care încă n-au fost legate la o valoare concretă, pot fi sunt definite cu litere mici. Reformulez un pic întrebarea. Dacă mi-aș declara data fruct cu F mic, merge sau nu? Nu. Cum de vreau variabile? Mai bine. Nu, e întrebat de tipul de variabile. Toate tipurile... Deci convenția asta e reinforced, adică da. Nu e doar convenția. E... nu știu cât de plăcut e, dar asta a fost băgată pe gât așa de dezvoltatorii Haskell. Tot ce înseamnă tip trebuie să înceapă cu literă mare, restul sunt considerate variabile. Adică eu în loc de A aici puteam să pun, nu știu, bucket type. Ah, nu merge. Nu, no. Da, o să pun tâpă. Și e absolut aceeași chestie. Da? E pur și simplu o mulțime oarecare. Ok, și ce mai putem să facem? Putem să-l facem să arate un pic mai drăguț și să folosim ceea ce se cheamă record notation. Ok, adică să facem să arate ca un fel de înregistrare. Și o să fac și asta. Să zic așa. Tip este, mă rog, cum i-am zis, bucket object are tipul tp și bucket quantity are tipul int, da? Și asta mai are și chestia asta ciudată aici. Ok. Bun. Și acum să ne jucăm cu el. Să vedem. Care e tipul? Bucket plus 10. Make bucket. Este bucket de fruct. Da. Ok. Pot să zic așa. Aici, let b egal cu make bucket apus de 10. Să zic bucket fruit de b. Bucket object de b. Da, și sunt toate prea toate... Asta e un, mă rog, e un syntactic sugar aici. Toate astea pe care le declar eu, fieldurile astea, sunt un fel de getters, oarecum. Și, de fapt, Haskell ajunge să le declare automat drept funcții care întorc fieldul respectiv, da? Asta aș putea să stau eu să le scriu de mână, dar, de obicei, dacă vreau să folosesc un field anume, e mai bine să le declar în felul ăsta, mai ales dacă am multe fielduri. E puțin mai plăcut și pentru ochi. Și pot să zic și bucket quantity și 10. Problema cu implementarea asta cu funcție e că dacă
ai un alt data type și are același nume de, pentru field-uri, o să aibă conflict. Da. Deci de asta se prefixează cumva. Da. Asta nu e o limitare. Dar de obicei, dacă am un tip de date, e bine să-l bag într-un modul. Și atunci mai elimin puțin din problema asta. Adică dacă am tipuri de date care folosesc nume comune, de nume comune, e bine să le bag într-un modul și după aia fac import la modulul ăla qualified și folosesc modul punct. Deși nici asta nu arată foarte, foarte bine, da. Foarte frumos. Cam tot aia, numai că pui un punct. Da. Bun, și mai departe m-am gândit, ok, cum facem dacă vrem să avem mai multe tipuri de fructe într-un coș? Și să știm și ce cantitate avem din fiecare tip de fructe. Any ideas? Cum putem să facem asta? Fără să modificăm definiția originală? Fără să modificăm. Putem să o folosim, dar nu modificăm. De exemplu, facem un tip nou de date, multi-bucket. Da? Care are două buckets. E o listă de bucket, de exemplu. Da, asta a fost prima chestie care mi-a venit și mie în minte, să facem o listă de bucket-uri și era să fie, de fapt, un bucket care conține fructe de mai multe tipuri. Eu credeam că se referă la main bucket și atunci puteam să facem un tabel de patru valori, care prima era fructul, a doua procentul din cantitatea de tabel. Sau puteam să facem un map cu fruct și da. Mă rog, momentan am păstrat ideea de listă pentru că asta mă ajută să introduc și un nou keyword, keyword-ul type. Și o să scriu chiar aici, type multi-bucket de A egal cu listă, da, de bucket de A. Ok, ce proprietăți are type ăsta? Păi, de fapt, nu prea are nicio proprietate. E un fel de type dev. Are fix aceeași semnificație. Adică, dacă, de exemplu, fac o funcție care primește un multi-bucket A ca parametru și dau o listă de bucket, din punctul de vedere al compilatorului, e absolut aceeași chestie. Deci ce am făcut aici, eu aici de fapt a fost pur ornamental. Da? Doar pentru mine ca programator există distinția între multi-bucket și listă de bucket. În rest, e absolut aceeași chestie. Ok, și deja aici am zis să definim și o funcție care dintr-un multi-bucket dat ia o anumită valoare. Da? Ia un obiect de un anumit tip. Da? Deci vreau să avem o funcție, să zicem getBucket, care primește multi-bucket de fructe. Deocamdată o las așa. Ok. Și un fruct. Da? Mai bine să pun fructul ca primul parametru. Deși, nu știu dacă e mai bine așa. Și întoarcem un bucket. Da? Ok, funcția asta o să scriu eu, o să scriu ca un filter. Ok. Nu știu dacă vă e foarte familiar, dar putem să discutăm și funcția dacă e nevoie, nu e o problemă. Și să zicem multi-bucket e un filter după, să zicem, fac o funcție is equal după multi-bucket-ul meu. Alternativ, având în vedere că pot să dau
parametrii parțial, pot să scriu și așa, da. Și aceeași chestie. Adică pot să scriu ca pe funcție care primește un singur parametru și întoarce funcția asta, ok? Și întrebarea e cine e is equal și is, o să scriu că is equal de x egal cu x egal egal le compar pur și simplu. Și ar trebui să merg. Și o să mai definez tot aici. Da, nu o să meargă asta. Trebuie să mai pun un head. Head ia primul element din listă. Și cred că trebuie să faci un fel de pattern matching pe bucket-ul ăla, ca ai un fruct și o cantitate. Trebuie și un fel de maybe, că dacă filtrul nu face da. Nimic, head grapă. Deci trebuie să fac bucket object de x e egal cu fruct. Tot. Da. Ok. Bun, în caz că am greșit, sintetizorul de tipuri este prietenul meu. Filter is applied to two few arguments, da. Când facem funcții în forma asta, da, vreau să renunț la primul parametru. De obicei, o să scriu asta ca pe o compoziție de funcții. Cum se citește asta? Păi getBucket de fruct este o funcție care primește un multibucket, da, îl trece prin filtru și după aia aplică head pe el, da? Și de fapt pot să mai zic că e compoziție între head și funcția asta filter is equal, da? Pot să văd ca pe compoziție de funcții. Pe asta am scris-o pentru for the sake of brevity, da? Adică puteam la fel de bine să scriu ca înainte, deși aparent, tool-urile de verificare a frumuseții codului sau a coding style-ului îmi zic că e mai bine să folosesc compoziția decât să țin ultimul parametru. Dar să acum... faci și expansion cu ultimul parametru, pentru fără compoziție ca să... Da. Deci ar veni în mod normal head. Dolarul ăsta îmi înlocuiește paranteza, da? Deci puteam să scriu head de filter is equal și nu bă. Asta e cea mai urâtă formă utilită. Da? Și primul lucru pe care pot să-l fac este să înlocuiesc paranteza, să renunț la ea și să zic dolar. Da? Și dolarul ăsta tot ce face îmi separă ce e în stânga de ce e în dreapta. Da? Și aplică ce e în stânga pe ce e în dreapta. Poți să ai singur doar poli. Ce pe asta? Poți să ai oricâți. Dar de obicei dolar se duce până în cap. Da, se duce până în cap. Adică trebuie folosit cu grijă și doar pe funcționare cum e head, care primește o listă și doar pe elemente listă. Ok, o să o las așa deocamdată. Și îi dăm un reload. Și ok, merge. Și ce o să mai fac aici, o să mai definesc un bucket, să zicem mai bucket, mai multi bucket. Da, da. E, să zicem, make bucket. Deci am vrut să fac mai așa, să zicem. Da, mă așteptam la asta, e ok. E, prezentarea asta, din păcate, este best effort. Adică nu mă așteptam să o termin. De... Așa. Ok. E bine că mai am timp să mai fac
un lucru în afară de ăsta. Și acum să zicem get bucket apples pe my bucket. Da, mai multe bucket. Ok. Poți să ai apples de două ori, multe bucket, nu poți să ai, nu? Ok. Poți să ai apples de două ori? Da, poți să am apples de două ori și asta nu e un pic, adică nu e, nu e ok. Bun, normal, ar trebui să am o singură dată. Cel puțin așa am presupus eu în momentul în care am implementat funcția. Și se presupune că și celelalte funcții care implementează, care folosesc multibucket-uri, funcționează la fel. Există un tip de date care se cheamă set și cred că ar fi fost mai potrivit aici. Pentru că ăla asigură unicitatea. Dar era unicitatea de perechi, deci pe puteam să definesc... Da, puteam să definesc un constraint care îmi face egalitatea între perechi doar pe tipul de primar. Ok. Și acum ce se întâmplă dacă zic să ia roșii? Păi o să primesc o eroare. Și din păcate asta e eroare de cel mai urât soi, e excepție, care trebuie evitată cu cât de mult se poate în Haskell. Și asta se întâmplă de fiecare dată când folosim liste și nu suntem atenți și nu ne asigurăm că listele sunt non-vide. Da? Și există o metodă de a verifica măcar asta, de a scăpa de excepții. Și din păcate nu o să ajung la monoiz. Dar ar fi fost bun exemplu aici. Exemplu, există un tip de date care se cheamă maybe. S-ar putea să fie auzit de el în alte limbaje, se cheamă option. Practic, ce zice tipul ăsta de date, intuitiv, pot să întorc pe lângă orice valoare din tipul meu A, da? Pot să întorc și o valoare nothing. Și intuitiv vreau să întorc valoarea asta nothing în momentul în care am o eroare, da? Sau în momentul în care am un caz în care nu știu ce altceva să fac. Ca un nul în alte limbaje. Nu știu de ce este zicuri. Ca un nul. Ok. O să discutăm despre asta. Ok, da. Da. Deci nu e ca un void în sensul si al cuvântului void. Void e un tip cu o singură valoare, știi, până la urmă. De fapt... Ok, acum îmi spui, da. Mă rog, în si e puțin mai ciudat. Ok, și cum putem să folosim tipul ăsta maybe? Păi putem să zicem nothing, da? Sau putem să zicem, de exemplu, just $, make bucket de apples, 20, da? Și ce vreau să fac e ca în momentul în care am o listă vidă să întorc nothing, da? În funcția mea. Și, mă rog, asta e destul de simplu. Tot ce trebuie să fac este să fac un pattern matching pe rezultatul întors de filter, da? Și o să zic așa, case case filter is equal MB, adică fac pattern matching după rezultatul întors de filterul ăsta, da? Și care sunt valorile posibile? Păi pot să am o listă vidă, da? Caz în care întorc nothing. Sau pot să am o listă formată dintr-o valoare X care e pusă în capul unei alte liste, L. Și în cazul de față, lista asta el nici nu mă interesează, că vreau să iau doar head-ul, da? Și o să pun așa. X două puncte underscore. Underscore ăsta e un feature al evaluării leneșe. Eu îi dau un hint compilatorului să nu-mi evalueze deloc valoarea aia și să nu-i dea un nume. Și în cazul ăla, întorc just X.
înainte, dacă mai ai un scorul operator sau mai folosit și la alte limbași în boz, cumva, știi? Nu știu, boz. Da, așa cum e folosit. Da? Sau... Eu știu că l-am văzut în boz. Da. Nu, și în scala. Ce limbași care folosești, cam așa e. Și în Go depinde dacă ai variabile pe care nu folosești, trebuie neapărat să le prefixezi cu un underscore sau să fie underscore. Și OZ la fel, scala la fel, Erlang la fel, altele nu. Eu am văzut în Coq că e are fix aceeași semnificație ca în Haskell. Adică... Da, în general, limbajele funcționează asta, înseamnă, nu pasă ce e aici. Da. Și poți să ai... Nu pasă ce e aici, dar trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Și în prolog. Prolog, da. Și poți să ai de mai multe ore, adică dacă ai trei argumente care nu-ți pasă, ai underscore, underscore, underscore sau chestia. Ceea ce în JavaScript nu merge, că ai parametri duplicat. Da. Ok. Da. Eu aici ar trebui să-i zic maybe. Bug de fix. Și mă rog, nu e foarte frumos ce am făcut eu aici, pentru că am schimbat specificația funcției. Am specificat semnătura, am schimbat semnătura funcției, da? Și presupun că semnătura e specificația inițială a funcției. Ok, și acum dacă zic, dacă încerc chestia dinainte, I'm ok. Da? Deci, alternativ, aș putea să mă complic punând toate, inițializând toate tipurile de fructe din listă cu 0. Ar fi o variantă, dar asta e varianta recomandată de Haskellers. Ok, din păcate nu mai am foarte mult timp la dispoziție, dar v-am promis că o să vă arăt cum arată obiectele din kernelul Securel 4. Ok, am luat tipul de date kernel object. Ce înseamnă asta? Ok, în nucleul ăsta pot să am diverse obiecte. Nu intru în detalii despre ce înseamnă. Dau un singur exemplu. TCB ăla vine de la thread control block și este obiectul în care se țin date despre un anumit fir de execuție. Da? E un pic mai ciudat modul de lucru cu microkernelurile astea. Nu creezi un proces, ci creezi un spațiu de adresă și un fir de execuție și trebuie să legi firul de execuție la un spațiu de adresă. Mă rog, detalii de design. It's a bit weird. Și ăsta, după cum vedeți, e un foarte mare șir de sauri, da? Imaginați-vă cum ar fi arătat ăsta implementat ca union. Arăta mai urât. Ok? Nici nu știu dacă de fapt s-a chinuit cineva în C să implementeze în felul ăsta. Un tip de date kernel object. Probabil l-a considerat implicit cumva. Și, mă rog, tipul de date thread este un record foarte lung. Am pus puncte acolo fiindcă ieșea din slide. Sunt ceva mai multe obiecte. Mi-ai promis că n-ați spus ce înseamnă deriving sau ce face. Ce anume? Deriving. Ok, să trec repede prin deriving. Și o să fac exemplul ăsta chiar aici. Eu pot să fac așa, da? Get bucket. Pe orice tip. E ok, asta ar trebui intuitiv să compileze cu fix aceeași implementare. Pentru că nu contează tipul bucket-ului până la urmă. Ok? Și m-aș aștepta să compileze, doar că nu o să compileze. Și îmi zice ceva de genul no instance for AQA, arising from a use of egal. Ideea e că eu aici fac comparație la egalitate, da? Între două valori. Și în momentul în care am definit funcția în felul ăsta, el nu știe la ce nu știe ce presupune să facă în legătură cu tipul de date A, variabila de tip A.
Ok? Și dacă o compar la egalitate, ok, el ar putea să primească un tip de date care nu e comparabil la egalitate. De exemplu, funcțiile, tipul de date funcție, nu e un tip de date comparabil la egalitate. Și nu o să fie vreodată. Și în felul ăsta eu trebuie să-i adaug aici un constraint. Un moment. EQA result. Așa. Și pe ăsta l-ați văzut și mai devreme, da? Ce-i EQ asta? EQ nu e chiar un tip. Este ceea ce se cheamă o clasă de tipuri. Da? O clasă de tipuri e ca un fel de... Trebuie neapărat să fac analogia asta, e un fel de interfață. Da? Eu îi definez niște metode și, de exemplu, pot să zic ceva foarte rapid. Cel mai bine haide să ne uităm pe cum arată clasa de tipuri EQ. Okay. Și haide să dăm aici un search după EQ. Și îmi zice așa, class EQA. Da? Clasa asta de fapt e o interfață. Da? Am pierdut-o. Așa, aici. Da? E o clasă care îmi definește două metode, egal, egal și diferit, egal. Da? Și, mă rog, e de ajuns să implementez pe una din ele, că cealaltă e negarea celei. Una e negarea celelalte. Ok? Asta are egal, da, sau... Da. Da. Și îmi zice, minimal complete definition, acolo. Și dacă am un tip de date nou, eu pot fie să scriu instance EQ, de exemplu, fruit, da, și să iau, să le... să implementez apples egal cu apples, oranges egal cu oranges și așa mai departe, să implementez funcția asta pentru tipul de date fruit, fie pot să zic deriving EQ acolo. Da? Și dacă zic deriving EQ, compilatorul Haskell e suficient de inteligent încât să știe care e structura tipului meu de date, dar el știe că tipurile de date din Haskell sunt implementate ca ori ca tipuri primitive, ori ca sume, ori ca produsuri. Așa, și știe, reușește să inferă structura și să implementeze automat EQ pentru tipul respectiv. And that is very nice. De ce am pus acolo deriving show? Păi, haide să scriu, să scot deriving show de peste tot. Și cu asta o să închei. Și, mă rog, aici n-ar mai fi nevoie să pun paranteză, dacă am un singur tip. Așa. Și să-i dau două puncte re. Acum, dacă scriu apples, nu pot să mai afișez. Da? De obicei, show e folosit pentru, nu pot să zic chiar debugging, dar aproape. Adică, într-un program real world Haskell, show nu are foarte mare utilitate, dar pentru a vedea în consolă valori e foarte util. Login. Da. Dezvoltare interactivă. Nu, mai ești dacă vrei să ieși login undeva. Probabil că există ceva mai... mai avut să de tot care să facă login. Ok, cam atât. Din păcate, mai aveam încă 4 exemple, dar nu, chiar nu mai am timp. Da, ok. Dacă vrei, poți face partea a doua. Ok, o să fac o parte a doua și poate intru în câteva lucruri. Mai heavy, da. Ok, mersi.